business-ul am început după ce m-am întors din Germania. Am fost 2 ani de zile, am muncit în Germania și căram 20 de tone, un tir din la 20 de tone pe zi, căram de plăci de la parter până la etajul 4. Acolo eu totdeauna, de pe vremea Ceaușescu, îmi doream să-mi fac cârciuma mea. Până la FNAF ținea cont de cafenea, ținea loc de cafenea, de bar, de discotecă. Cata. În club era clubul care era de luni până luni plin. Toată lumea era impresia că Dabo este o franciză din Germania, venită, pe care noi am adus-o în România. Am un băiat pe care îl cheamă Dan și pe unul Bogdan. La 12 punct, o parcat al meu neamțu. Slash turc. Mi-o arăta, mi-a făcut, a luat-o, zi, uite, că mă faci, nu mai dă unul la cuptor. Te duci și îl faci în România. O dura 5 ani. 5 ani. Adică ce-am povestit noi aici, au fost pe 5 ani de zi. Eu către moare și mă tot duc sau o iau pe unde trebuie. Crede-mă, în mai puțin de o jumătate de oră, maxim o oră, erau toți înapoi. Vreau și eu ce-o mânca colegii. Mă ajut de la 400 de lei încasări la 10.000 pe zi încasări. Toată lumea spune să gândești mare. Da? Da. Eu chiar am făcut-o asta tot timpul. Îmi place enorm de mult că un brand sibian a ajuns acolo unde este. Măi, eu am un hobby pe care am aruncat mulți bani. Îmi place să joc poker. Și mie mi se pare într-un oarecare regres. Mie chiar îmi pare rău. Pentru noi, Iohannis, era bine să rămână aici la Sibiu. Acum eu sunt, poate sunt și dezamăgit de primirea Sibiu. Tot ce am făcut în viață, nu regret nimic. Am făcut multe greșeli și cele mai multe greșeli, cele mai multe decizii greșite le-am luat eu în viața asta.